Cinci bărbați suspectați de trafic de droguri au fost prinși de polițiști după ce activitatea lor a fost supravegheată aproape 4 luni. Indivizii se ocupau cu distribuirea marihuanei în România, de unde drogul ajungea în alte țări. În urma perchezițiilor efectuate în mașinile și la domiciliile bărbaților, oamenii legii au găsit și confiscat 8 kg de marihuană, valoarea de 1 milion de lei, și 10.000 de dolari, bani proveniți din vânzarea drogurilor. Totodată au mai fost găsite telefoane mobile și înscrisuri cu etapele infracțiunii și implicarea fiecărui membru. Procurorii au cerut mandate de arest, iar instanța a decis arestarea preventivă a 3 dintre ei. Ceilalți 2 suspecți au fost plasați în arest la domiciliu. Procurorii au contestat decizia la Curtea de Apel Chișinău. Suspecții riscă până la 15 ani de pușcărie.